Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum puteți să adăugați un RED, o resursă educațională deschisă, pe canalul vostru de YouTube. Ei bine, vom exemplifica pe resurse realizate în cadrul proiectului CRED sau în alte proiecte sau pe alte canale cu conținut educațional. Ei bine, pentru asta vom accesa cu ajutorul unui browser YouTube-ul. Da? cu toții aveți acces la YouTube și la un cont de YouTube având o adresă de Google, de Gmail. Pentru că orice adresă de Gmail este asociată automat și unui cont de YouTube. Vă voi arăta pe un canal pe care nu am niciun material și iată voi accesa din partea dreaptă sus de unde am contul meu, voi face click pe pictograma cu numele meu și voi apăsa pe canalul tău pentru a vă arăta că eu nu am pe acest canal niciun material. Vedeți, la pagina de pornire nu mi apare niciun abonat, niciun videoclip. Ce voi face eu? Ei bine, îmi voi organiza materialele, resurse educaționale deschise disponibile pe YouTube, licențiate Creative Commons, astfel încât ele se poate fi reutilizate pe propriul meu canal. Și voi exemplifica, spre exemplu, pentru clasa 5. Prima lecție la clasa 5 este Universul și Sistemul Solar. Voi căuta. Voi pune în bara de căutare Universul și Sistemul Solar. Ei bine, caut acest material pentru a vedea ce reduri sunt disponibile la Universul și Sistemul Solar pe YouTube. Și prefer materialele din Educred. Și iată, la, cu acest tip am pe Lecții Geografie, Geografie Classes și pe Educred Gimnaziu. Fac click pe materialul de pe Educred Gimnaziu. Și aici, pentru a salva acest material pe propriul meu canal de YouTube într-un playlist pe care îl voi numi clasa A5 a 5 Ce trebuie să fac? Sub videoclip am partea de descriere și am butonul de apreciere, butonul care spune nu apreciez, like și dislike și apoi trimite sau share. După care am trei punctulețe. Ei bine, fac click pe aceste trei punctulețe de lângă butonul trimite sau share, și am mai multe opțiuni. Descarcă, dar asta pot să o fac doar dacă am YouTube Premium, să decupez din videoclip sau să salvezi. Ei bine, pe mine mă mi interesează acea opțiune salvare sau save dacă aveți meniul în engleză. Apăs pe salvează și mi-apare unde vreau să salvez. Am deja un playlist aici, creat un playlist de probă pe canalul meu, dar eu vreau să-mi fac un playlist care să se numească Geografie, clasa a 5 am apăsat pe creează playlist nou, am scris numele playlistului și apăs creează. Bun. Și mi-apare mesajul adăugat la geografie clasa 5. Acest material a fost adăugat în playlistul meu. Dacă mă duc acum în partea dreaptă sus și dau pe canalul meu, veți vedea că la partea de videoclipuri îmi va apărea iată. Geografie clasa 5. Geografie clasa 5. -a. În acest playlist eu am acest material și pot trece să adaug următorul material. Nu înainte de, de a vă spune că, iată, respect drepturile de autor, respect toată descrierea inițială și cineva, atunci când vizionează acest material, vizionarea aceasta se contabilizează pe canalul Educred Gimnaziu și nu pe canalul meu personal. Pentru că până la urmă nu este materialul meu, ci eu doar organizez materialele red pe propriul meu canal. Voi merge la următorul material, tot pentru clasa 5 -a. Terra, o planetă a sistemului solar. Am scris în bara de căutare, am dat Enter, Din nou mi-apar mai multe materiale, eu îl selectez pe cel de pe canalul Educre Gimnaziu. Deschid materialul. Aștept să se încarce. Și din nou aceeași operațiune. De la cele trei punctulețe din dreapta jos, de sub material, salvează și selectez de această dată bifez playlistul geografie clasa 5. Odată bifat, mi se salvează. Iată îmi spune, adăugat în geografie clasa 5. Îmi apare acest mesaj în stânga jos. Dau pe butonul X, nu este nevoie să mai fac altceva. Dacă mă duc din nou pe canalul meu, în categoria playlisturi, voi vedea că am acest material. Merg mai departe și fac playlistul pentru clasa 6. Și scriu, repere ale cunoașterii care este primul conținut de la clasa 6. Am căutat, îmi apar de atât cel de pe lecții geografie geografic clase, cât și cel de pe educare gimnaziu. Pot să iau materialul, de exemplu, de pe lecții geografie geografic clase. Îți dau click pe el și procedez așa cum am procedat și mai devreme, decât că voi crea din nou un playlist nou. Merg pe cele trei punctulețe, apăs salvează, apăs creează un playlist nou și spun geografie clasa a 6. Am apăsat creează și iată, în stânga jos, îmi apare mesajul adăugat la geografie clasa a 6. Cum fac dacă vreau să elimin un material de pe, de pe, canalul meu? Merg la secțiunea canalul tău, în secțiunea playlisturi și merg, spre exemplu, la playlistul de clasa a 5, unde am două materiale. Și iată, mi-apar cele două materiale, în ordinea în care le-am pus eu. Dacă vreau să modific ordinea, nu am decât să trag ținând clic stânga pe un material să-l trag deasupra celuilalt. Iată, am pus acum Terra o planeta sistemul solar primul. Desigur că nu asta este ordinea de parcurs din programă, dar am vrut să vă arăt cum pot modifica ordinea lor. Pentru a elimina, merg pe cele trei punctulețe, apăs din nou salvează și de această dată, în loc să bifez căsuța playlistului, o debifez. Am debifat-o și mi-apare în stânga jos. Eliminat din geografie clasa 5 și el a fost eliminat din acest playlist. Dacă mă duc din nou pe canalul meu, la secțiunea playlisturi, veți vedea că acum la clasa a 5 -a, am un singur material. Voi închide această pictogramă. Iată, unul singur. E bine, dragilor, așa vă puteți organiza toate redurile, astfel încât elevii dumneavoastră să le găsească pe canalul dumneavoastră de YouTube. Este o modalitate de organizare a redurilor și până la urmă de organizare a activității didactice. Pentru că în cadrul proiectului CRED, și pe canalul de YouTube Lecții Geografie, Geographic la geografie găsiți materiale pentru toate conținutele din programă. Dar asta este valabil nu numai la geografie, dar și la alte discipline. Pentru că, spre exemplu, voi intra pe Educred Gimnaziu și voi căuta materiale pentru educație fizică și sport, spre exemplu. Dacă sunteți șeful de comisie, dacă sunteți directorul unei școli, Puteți să organizați materiale la toate disciplinele, pe un canal de YouTube al școlii pe care îl creați, astfel încât elevii să se folosească de materialele realizate în cadrul proiectului CRED, dar să le acceseze de pe pagina școlii, de pe canalul de YouTube al școlii. Iată, cum vă spuneam, pe Educre Gimnaziu găsiți în secțiunea playlist pentru fiecare disciplină, dar ele aici nu sunt ordonate pe, pe, clase. Spre exemplu, nu avem religie clasa 5, 6, 7 8, ci veți găsi clasa la începutul videoclipului, la fiecare videoclip, vă voi arăta pe unul, vă va scrie acolo clasa, dar și în secțiunea de descriere, de religie, clasa 5. Și atunci eu pot să iau acest material, să apăs cele trei punctulețe, salvează, să creez un playlist nou care să numească religie, clasa 5. -a. Apăs creează și materialul a fost salvat în religie, clasa 5. Mă duc pe prima familie Adam și Eva. Mai departe. Aici văd că din nou pe clasa 5 Salvez și acest videoclip în playlistul pentru clasa 5-a. Nu geografie, ci religie. Bun, l-am salvat. Acum, nu am de făcut um, altceva decât să procedez așa cu fiecare material, astfel încât eu să îmi organizez toate redurile pe propriul meu canal de YouTube. Dragilor, eu sper că vă va fi util acest tutorial și că vă veți putea organiza mai bine Activitatea folosind resurse educaționale deschise realizate în cadrul proiectului CRED. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!